A, păi mă, păducilor, mă, ce ne-ați mai impresionat, ră. Vedeți că am spus și că, cu Grai Studist și cu Dalalaltu, din nou. Dragii mei, mergem mai departe și părăsim Maramureșul istoric. Mergem dincolo de Prut, în Republica Moldova, la frații noștri basarabeni. Vine din satul Năvârneț, raionul Fălești, nu departe de Iași. Doar că dincolo de Prut. Absolvent al Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău, masterant la Istoria Artei și Filosofia Culturii la Universitatea din București, în prezent profesor la un liceu din București, anul acesta va lansa primul său album de muzică populară, care se numește Dragostea n-are hotare. Album imprimat cu orchestra Lăutarii, sub conducerea maestrului Nicolae Botgros. Dragii mei, în aplauzele dumneavoastră, îl invit în scenă pe Nicu Mâță, al lui Ion din Pălești Pasarabiei. Nicu Mâță! Iată ce frumoasă apariție, un tânăr atât de studiat și de titrat și talentat. Bine ați venit pe scena Casei de Cultură Mihai Eminescu din orașul Bragadiru, domnule Nicu Mâță! Bună seara și bine v-am găsit! Îmi pare bine să fiu oaspetele dumneavoastră, mai ales că n-am mai fost niciodată la Bragadiru să cânt așa oficial la Casa de Cultură, am mai fost la anunțile de aici și pot să vă spun că aveți niște oameni deosebiți, de fapt cum sunt toți bunii români. Dragă Nicu, am să te rog să nu ne mai formalizăm, să te alături de mersului meu de a instiga la distracție toată România, acum de Ziua Europei, și să adresăm tuturor spectatorilor și telespectatorilor noștri îndemnul nostru, oriunde te-ai afla, distrează-te, române! Oriunde te-ai afla, distrează-te, române! A spus în limba moldovenească sau românească? Avem aceeași limba. Și mari lumii, lumii și iar lumii,
Bună seara din nou și mă bucur foarte mult să vă cunosc. Mă bucur să fiu oaspetele dumneavoastră, mai ales la zi de sărbătoare. Noi astăzi avem vreo 3 sărbători. Indiferent pe care am alege să o sărbătorim, este binevenit. Totuși, anul acesta, probabil, avem cea mai mare sărbătoare a neamului românesc. Este vorba de centenarul Marii Uniri. Și cu acest prilej eu vreau să vă transmit gândul bun al moldovenilor de dincolo de Prut, a basarabenilor și faptul că noi astăzi ne-am întâlnit într-o țară liberă demonstrează faptul că sângele apă nu se face. Muzica! Dacă vă trăiesc bunicii să fie sănătoși, întrebați-i să vedeți ce s-a întâmplat de fapt în anii de demult și cum de fapt a fost luată Basarabia. Este un cântec care, cu fidelitate, zic eu, redă amarul și tristețea acelor oameni și acelor vremuri.
Vă mulțumesc foarte mult. Este trecutul nostru recent și nu trebuie să uităm. Este foarte important ca viitorul venit, ca ziua de mâine să fie clădită pe un prezent și pe un trecut cunoscut și corect învățat. Următoarea melodie este dedicată în primul rând mamei mele care este acasă și tuturor mamelor din această seară, din această sală, cu drag pentru mame, bunici, pentru femei, mamă, când te supărat.
Mulțumesc foarte mult! Să ne trăiți la mulți ani, că ne trebuiți! Iubiți-vă mamele, prețuiți-le cât le aveți în viață, căutați-le, dați-le un telefon, ele au nevoie de susținerea și de iubirea noastră. Să știți că eu am mai venit cu scop la dumneavoastră și vreau să vă întreb dacă aveți cumva fete de măritat. Îmi trebuie una așa mai gospodin, o să iau cu mine la Piața Preței Libere acolo sau eu sau vin eu la ea, nu contează. Găsim, se găsesc? Următoarea melodie este dedicată tuturor feciorilor nesurați, dar mai ales mamelor lor, fiindcă ele niciodată nu consideră că s-a născut fata potrivită pentru a lor fecior. Mama liniște nu are! Moldovenească, să vedem dacă coincide pasul. Zi trompetă, zi mășca. Thank you.
au dansat. Următoarea melodie, să știți că este dedicată acelor care și în Basarabia, și în Bucovina de Nord, și mai devreme și în Ardeal, și în Banat, au ținut flacăra vie a neamului nostru românesc, și este vorba de lăutarii de pretutindeni. Următoarea melodie este dedicată dumneavoastră, lăutari cu dor în sânge. Bye.